Păi este un exemplu concret că tu ești apicultor de acum. Și el are toate datele în direcția asta. Și atunci, cum să spun, banii aceștia eșalonați dat pe măsura evoluției lui, pe măsura evoluției lui ca apicultor, înseamnă o șansă. O șansă la multora. Foarte mare. Una foarte mare. Și un ajutor foarte mare pentru toată lumea, de fapt. Nu doar pentru el, pentru apicultor. Sigur că da. Asta nu înțeleg doar. Da. Deci se schimbă, știi, se cunoaște din stradă, dacă te uiți peste gard, cine are familia bine și... De ce? Pentru că beneficiile, pentru că starea de sănătate, pentru că veniturile care se pot realiza. Dar tu realizezi, guvern, așa realizezi următorul lucru. Preiei producția continuă de la oamenii aceștia. Și stimularea în ce constă? Banii europeni care sunt oferiți, le întoarcem europenilor până se apucă și ei de dezvoltarea acestei ramuri, le întoarcem noi, cum să spun, înzeciți prin produsele noastre. Și ne câștigăm piața europeană și nu numai. Deci, bătării, mierea noastră rămâne de calitate deosebită. Toată lumea știe asta. Dar, dragilor, ce influență colosală are asupra, să spunem, terenurilor degradate care sunt... Ce faci tu acolo, gata, de pământ care ai și ai și o râpă acolo? Ai băgat salcâm, ai făcut nu știu ce... Ai reușit să-ți extinzi baza meliferă pentru că este interesul tău. Nu? Așa, tu gestionezi de acum. Ai și fondurile care îți vin, banii aceia și de acum începi să produci. Și producând, începi să te lansezi, ai o singură grijă. Producții să fac, să mă extind baza meliferă, văd golurile care mi le acopăr cu sparcetă, cu, mă rog, tot felul de culturi de astea melifere. În final, eu știu un lucru. Albina trebuie să aibă de lucru continuu. Și atunci, înseamnă, Ministerul Sănătății primește o gură de oxigen, în loc să dăm medicamente continuu copiilor să îi nebunim, da? Pentru să are sănătate produsele apicole care le putem avea. Ei. Apropo de asta, facem o mică paranteză. Am avut un caz grav în familie. Și nu trecea, deci aveai, nu trecea cu niciun medicament. În momentul în care am ajuns la Apimondia și am luat tratamente doar pe bază de mire, s-a rezolvat într-o săptămână totul. Deci să nu uităm că antibioticele își pierd efectul. Ah, extra. Să nu uităm asta. Extra. Să nu uităm. Și va fi un moment grav în istoria omenirii când antibioticele nu vor mai face efectul. Va fi nenorocire. Da, deci vezi tu... Trebuie să avem o alternativă. Exact. Ce îmi spui așa. Datorită faptului că este adaptarea continuă a organismului și bolile acestea se adaptează, nu mai poți să mai faci față cu antibiotică, da? Există această industrie farmaceutică cu atât de agresivă încât ne speriem cu câtă agresivitate vine pe partea sintetică, cu fel de medicamente. Putem natural să ne opunem lor. Cum ne putem? Dacă noi nu avem nevoie pentru că starea de sănătate luată de la albine, de la familia de albine, ne îmbunătățește mult, nu? Extraordinar. Foarte bine. Extraordinar. Ei, atunci... Și ăsta a fost un motiv pentru care eu m-am apucat de apicultură. Super. Da. Știi... în afară de chestia asta, când ai deschis un stup, ai starea aceea de bine, ai zona aceea de pe 2 metri, în jur, pe o rază de 2 metri, ozonizată, sau, da, cel mai pur aer. Când acolo te-ai plecat și ai inhalat aerul acela de la familia de albine, care a fost de ea, să sunt purificat și ventilat, numai ea știe cum, ei bine, asta îți dorești, să faci terapii cu aerul acesta pe care îl poate să da. Ventileze. Știți că eu am ajuns dependent de mirosul ăsta. În serios, îl caut. Asta e că spui atât de frumos, dependent. Serios, pe da. Cuvânt. Adică îl caut, simt nevoia să-l găsesc undeva și... Și tu te ocupi de cât timp? De un an de zile. De un an de zile, iată după un an de zile. Acum am un an de zile. Serios. E superb, este superb.
am fel de cazuri acestea. Dragilor, pe internet vedeți acolo o secvență care trebuie să o spun. Acum vreo 3 ani de zile m-a sunat cineva și a spus: domnul profesor, vreau și eu 40 de familii pregătiți, nu știu ce. Da, dar nu prea cred. O voce de femeie. Și la târgul de la Iași mă întâlnesc. Era lângă un tânăr, o domnișoară, mi s-o părut mie, dar îl ținea de braț. Eu n-am sesizat mare lucru atunci. Când au venit și au hotărât să vină, că mi-au spus: gata, suntem pe data de, suntem să vrem să luăm 40 de familii. Când a coborât din mașină, mi-am dat seama că ea era nevăzătoare. Șoc am avut. Că îl ținea încă de pe el de braț așa și se deplasau pe aici, pe culoarul ăsta. Și atunci am făcut filmul. Dragilor, vedeți, am uitat cum se numește, filmul cu cea nevăzătoare. Ea știa totul din filmele mele, nu văzând, ci ascultând. Deci ea era apicultoarea din culise pentru băiatul, soțul ei. Ea era apicultoarea. Deci eu am rămas înmărmurit. Adică ea reușiseră să-și pună la punct perfect toată informația de la mine cu un lux de amănunte. Ea avea în minte exact stupul de albinic. Că, mă rog, în discuția care am purtat-o aici, am aflat și cum a rămas nevăzătoare și nu știu ce. Și o poveste lungă, cumplită. Ei bine, dacă astfel de cazuri pot, astfel de oameni pot să apuce de apicultură prin intermediul altuia, iată, prin intermediul soțului ei, păi câți alții nu se pot apuca dacă îi putem? Iată tu câte bucurie, dincolo de masca asta care ai, se vede sâmbetul, bucuria ta că poți să spui că ușor descoperi această lume mirifică, da? Care e apicultura. Dragii mei, nu am decât o mare bucurie aceea că am stârnit curiozitatea. Acum îmi vine în minte și sunt filmulețele cu Mirel. Acum 4 ani de zile a venit un cetățean și stătea acolo lângă zidul acela. Gigi acolo lângă zidul acela stătea. Tatăl lui. Da. Un cetățean. Și îmi zice: domn profesor, lucram chiar pe linia asta. El stătea în partea cealaltă: domn profesor, știți, vreau și eu o familie de albine. Dar eu, fără să întorc capul, am zis: domnule, dar stai o secundă, știi ceva cu familia albine? Ai umblat vreodată? Nu. Da, dar o să învăț. De fapt, nu eu. Am un băiat care lucrează în armată și zice: o să îl pun pe el. Băi, da, eu nu prea am bine să-ți dau ție familie. Nu are familie de albine acasă la tine? Nu. Ei, când am zis, da, zici, dacă vin la dumneavoastră să vă ajute pe aici să mai înveț și ceva, când se vine? Când spuneți dumneavoastră? Azi, zic eu, azi. El zice: domnule, azi e la serviciu, dar de mâine poate să vină? Să vină repede. Și așa, au venit un an de zile, au stat după mine și tatăl venea de la serviciu, de oriunde are răzgau. Așa, tot timpul spune, făceam un film, Mirel se cheamă. Filmulețele cu Mirel. Mirel. Și Emil tatăl. Dar acolo găzădea, mi spune: domnule, sunt și eu profesor de matematică. Ascult, cum? Am tot ca profesor de matematică, da. Unde? Păi nu mai fac. Am făcut o perioadă de timp în Ardeal, am fost profesor acolo, când vorba mi-a trădat că e ardelean. Și ne-am apucat de treabă. Acum, când a plecat în anul următor, Mirel, de la mine, mi-a zis: Mirel, îți alegi și îți faci 10 biostupi. Cum crezi tu? Treaba ta. Dar eu îți dau voie să iei din toate familiile care sunt pe vatră, să-ți alegi să-ți faci. Și și-au făcut cu 18 rame de puiet căpăciști. 18, băi, meritați, voi fac un experiment cu adevărat. 18 rame de puiet pe fiecare biostup. Nu spun că am zăpăcit stupina mea, dar n-avea importanță. Prea mare era bucuria mea să fac pentru acest tânăr lucrul. Pentru că între timp, el a găsit o casă, undeva printr-un cătun, uitat. Dar o zonă mieliferă, că au studiat continuu pe internet până când au găsit. Cu cei 10 biostupi de pe timpul tăierii, au intrat în toamnă cu încă 30 de mărci. 40 au făcut, da?
40 pe 60 biostopi. Au intrat, au intrat 40, anul următor au făcut 120 și au accesat fondul european. La ora asta m-au depășit. Este cel care este apicultor. Am și făcut un film, se găsește acolo la Prof Online, pe internet, Mirel și cu tatăl lui, profesioniști. Deci profesioniști adevărat. În concluzie, dragilor, iată, de la cel care nu știa nimic, nu pusese mâna pe ramă niciodată, în 3-4 ani de zile, și de anul trecut, deci fondurile așezate, făcut totul perfect. Dar i-a venit greu, a trebuit să facă el investiția. Până i-a întors cei 40.000 de euro cu care și-a acoperit toate cheltuielile. Chelul a luat, fac pe casă, că tot dat, pe pământ, că tot dat, tot a avut și a justificat toți bănuții. Dar au avut fondurile ca să poată justifica, dar nu așa li trebuie oamenilor, lor le trebuie, cum am spus eu. Iar e eșalonat și îl oprești când nu are rezultat. Îl sprijin din ce în ce mai bine când rezultatul se vede. De asta e și altceva să dai un ajutor mic decât să dai unul mare de la început. Nu riști. Nu riști, domnule. Da. Pe măsură ce ai dovada clară că el își face treaba, da, vii și completezi. Corect, așa. Da? Deci, când are 120 de familii sau 150 cât vrea să facă el acolo, îi completezi toată suma respectivă. Nu a ajuns acolo, îi dai, e dat eșalonat. Îl sprijini continuu. Și ce apare? Apare producția imediat. Pe care tu, el în afară de faptul că ajunge să acceseze suma aceea, el începe să producă. Că doar asta este esențial. Să începe să producă și să facă o treabă de asta. Ei, Traiane, uite, tot vorbim, m-am încălzit. Așa, e bine, e bine. M-am încălzit în sensul că noi așteptăm să mă încălzească. Așa, da. Și iată că mai poate și vântul ăsta e complicat. Aici, știi bine, când așezi stupina, trebuie să iei, să ai curent. Deci să stea tot timpul la soare, dacă poți, să fie așa. Nu ca pe aici, aici este o zonă La mine foarte. Sunt orientați pe partea spre sud. Așa? Exact când răsoare soarele, chiar pe ei bate. Așa. Așa de, mi-a plăcut așa de mult, cred că și de asta am luat terenul acela. Am zis, uite ce potențial are. Da. Formidabil. Deci asta. 8 grade, vă dați seama, era soarele, era 8 grade, au ieșit ele la treabă. Da. S-au încălzit acolo la rampa de zbor și dacă la năsuc le-au încălzit un pic, năsuc, zic așa. Da. Imediat au ieșit și se duc. Ei, dragii mei, în toată povestea asta, iar mă întors, voi parlamentarilor, veniți și le spuneți oamenilor concret niște lucruri, nu vă înjurați unii părți, păi când văd că sunt jur unii pe alții, așa, și că, nu prezintă niște lucruri concrete, nu interesează partidul, dar veniți cu lucruri care să semne, da, mă interesează, Traiane, nu te duci să-l votezi cu două mâini pe la care vine și spune că am auzit că există Prof Online, am făcut acestea. Noi acum ne ducem la Bruxelles să valorificăm ideile acestui om. Problema e că nu l-am auzit pe ăla. Nu l-am auzit, nu. E acum... da, nu l-am auzit. Cu ce se duc acolo? Asta mă întreb și eu. Cu ce? Da, cu jurături unui pentru alții, alții și cu asta v-ați. Eu am făcut mai mult, tu ai făcut mai puțin, eu nu știu ce, nu ai făcut nimic. De fapt, e sărăcie. Așa e, uite, arată Gigi cum arată învățământul și cum arată toată așa că, dărâmături. Da. Asta e realitatea României. Trebuie să vorbim despre ea. Asta este. Asta este. De popularea satelor. Da. Ai spus un lucru fantastic. Da. Ce face popularea satelor? Nu că îl duci pe ăla obligator la țară, să duci el. Case părăsite, deci este o dramă ce se întâmplă acum. Au rămas, uite, în sală la mine, nu știu dacă mai sunt Gigi acolo, da. Pe o vale așa de 30 de 40 de familii. În rest, multe case părăsite goale. Da, 4-5 case, la 4-5 case dacă mai este câte unul acolo. Dacă 4-5 case mai este câte cineva acolo. Da. Deci totul e paragină. Cum urgentă îi face popularea? Urgentă îi face popularea. Și zonele meliferii neexploatate. Este, cum să spun, cumpliți în aia așa inițiativă și să nu vrei. Ai hardul, ai soft. Știi ce?
mâine, Viorel, poate să producă o școlarizare a celor care fac stupi tradiționali, un inginer care conduce activitatea la acolo, dacă s-a dus într-o jumătate de zi, o zi, lângă Viorel, învăța foarte bine și da drumul la construcția de biostupi. Da? Și Viorel îi școlarizează. Deci nu cabe discuții. Deci avem tot ce ne trebuie, începând din mâine. De mâine se poate produce acest eveniment care se însemne apicultura salvează, agricultura salvează, așa cum am zis adineauri, mediul este schimbat, popularea satelor, starea de sănătate a generației, ca zice, a poporului, a oamenilor care suntem cu toții. Deci, foarte multe lucruri. Cele două proiecte, repet, școala online și apicultura online, care o am pus la punct, înseamnă o șansă a acestui popor. Poate spun vorbe mari, dar îndrăznesc să spun că sunt deja făcute acolo, nu urmează să le facem. O, Doamne, darea bunul Dumnezeu să în mintea câtorva de aceștia să apară, să dea Dumnezeu, da? Să apară ideea că putem face. Poate, uite, de acolo, cunoști pe cineva, bate la o ușă, Traian, în rând cu Vâlcea, bate la ușa un polițian, uite, am stat, vedeți filmul, că eu am să-l pun filmul ăsta cât de curând. Așa. Vedeți filmulețul ăsta și tu te duci cu o dovadă. Stai că mi-a venit în minte o idee acum. Eu, mă vedeți așa, uitați-vă la barba mea că nu spun decât lucruri concrete. Și să vă dovedesc prin filmulețul ăsta. Nu degeaba albi. Da. Nu, da. Fac decât să vă spun lucruri concrete. Iată, am fost la omul acesta, iată ce... Omul acela nu obosea povestind ce mare tristețe are în suflet că nu este valorificat tot ce a creat. Știi? Probabil când noi mai fi,